Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc trei versete din cartea Efeseni, capitolul 5. Începem citirea cu versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului de părtășia aceasta binecuvântată. Noi am fost invitați pentru ziua de ieri, am slujit în biserica din Michereac, organizat fratele Ilie Puha, el fiind bucovinean, ne-a chemat pe noi bucovinene. Mulțumim Domnului de slujba care a fost acolo, iar la întoarcerea spre casă, suntem în drum spre Bucovina, ne-am gândit să ne oprim în două biserici. Și am optat și fratele Ilie și eu pentru Biserica din Speranța, că întotdeauna ne-ați primit bine, ca așa astăzi bag seamă, și vă mulțumim în numele Domnului Iisus. Fratele Radu a fost de acord, alții au fost implicați, mulțumim la partea tehnică, știu că dirijorii de aici, dar nu știu care, au luat legătura cu dirijorii noștri pentru a asigura baza logistică, sonorizarea. Domnul să vă binecuvinteze. Ne rugăm pentru voi, rugați-vă și noi pentru călătoria noastră spre casă. Iar acum aș vrea să avem un cuvânt de învățătură scurt, pentru că îi spuneam fratelui Radu, ei m-au luat pe mine de data asta, nu eu pe ei. Și pentru că m-au luat, aș vrea să mă mai iei. Și eu știu ce trebuie să fac. Și dacă tot mi-am propus să vorbesc ceva despre înțelepciune, mă rog să mi-o dea Domnul și mie asta. În călătoria noastră spre Țara Sfântă, în procesul acesta al mântuirii, avem nevoie de dragoste, multă dragoste, să ne-o dea Domnul. Avem nevoie de credință, că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Avem nevoie de înțelepciune. Și acestea nu pot să se substituie unei alteia. Nu pot să spun, eu n-am înțelepciune, dar am credință. Nu-i bun. Nu. În ecuația asta a mântuirii, fiecare termen își are locul. Nu pot să spun, eu n-am credință, dar foarte înțelept. Tot noi fim mântuiți. Să ne le dea Domnul toate. Astăzi mi-am propus să vorbesc din versetul 15, mai mult decât o predică, așa o schiță de predică, și apoi poate mai ascultăm o cântare. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dacă tot comparăm drumul nostru cu o călătorie, am găsit în cartea Ezra, capitolul 8, 21, versetul, scrie așa: acolo la râu Ahav am vestit un post de smerenie pentru ca Domnul să ne ajute în călătoria noastră pe noi și copiii noștri. Ei plecau spre Ierusalim și în punctul zero de unde au început ei să plece, au spus, plecăm cu post și cu rugăciune. Aveau încredințarea că Domnul e cu ei. Versetul următor spune, ne-a fost rușine să cerem o oaste de însoțire, că am spus împăratul că Dumnezeu e cu noi. Și măcar că aveau această încredințare, îi cheamă Ezra pe toți pelerinii aceștia și în versetul 29 îi spune așa, fiți cu ochii în patru. Voi sunteți închinați Domnului. Voi aveți asupra voastră niște comori, vase care trebuie să ajungă la Ierusalim. Fiți foarte atenți. Eu am spus că asta aplică și în viața de familie. Măcar că ea e din partea Domnului, măcar că cei doi îți puși de Domnul împreună, măcar că pleacă cu binecuvântare sub mâina fraților care se roagă, tot trebuie atenție de-a lungul vieții. Tot trebuie băgare de seamă și așa e și pe drumul acesta al pocăinței. Fiți cu ochii în patru. Am vizitat odată mai de mult, era o noutate pentru mine, un frate, patron. Când am ajuns la el în birou, avea așa o plasmă, cum aveți dumneavoastră, el făcea treaba,
Din când în când se uita pe plasma aceea, dar curios, atunci am văzut prima dată. Plasma aceea era împărțită în patru, avea patru cenare și eu m-am uitat și l-am întrebat, dar tu te uiți la patru filme odată? Ce înțelegi? Sau patru meciuri odată? I-a spus, nu frate, dragos, eu am cameră de lua vedere. Și uite aici, într-un cenar, e camera de la poartă. Eu văd cine intră, cine iese cu mașina, eu nu mă duc la poartă. Mă uit și văd. Din coace, sunt fetele de la birou. Eu văd câte cafele beau, cât stau de vorbă, cât lucrează. Numai mă uit și văd. Din coace, e hala de producție. Din coace, e magazia. Și eu mă uit din când în când și văd în patru locuri odată. Și eu am spus, măi, cam așa ar trebui să fie pe calea pocăinței. Cam asta ar însemna fiți cu ochii în patru. Ce spunea Ezra la evrei ce mergeau spre Ierusalim. Și am încercat să definesc așa, ținând cont de expresia asta, luați seama, fiți cu băgare de seamă, să definesc câteva domenii în care trebuie să fim foarte atenți. Și primul domeniu e modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu. Ăsta e primul. Și acum mergem în Romani, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd de la început când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile care le-au făcut și nu se pot dezvinovăți. În primul chenar ăla, raportarea noastră față de Dumnezeu, ne uităm cu băgare de seamă la Dumnezeu. Recunoaștem puterea, recunoaștem suveranitatea și implicarea Lui în viața noastră. Oameni buni, Dumnezeu încearcă oamenii să-L scoată din viața lor. Îl scot din inima lor, Dumnezeu îi scos din instituții, îi scos din școli, Dumnezeu ce vrea, oamenii vor să-L scoată din familie, vedeți câte probleme sunt cu familia, unii ar vrea să-L scoată pe Dumnezeu și din biserică. Facem tot felul de programe, dar să nu fie călăuzirea Duhului Sfânt, să nu fie autoritatea aceea, să nu fie focul acela sfânt. Și eu spun, hai să-L lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră. Ne uităm cu băgare de seamă la puterea Lui, la însușirile Lui, la dumnezeirea Lui și-L acceptăm ca Domn și Stăpân. Doamne ajută! Tot în raportarea noastră față de Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 44, versetul 5, Fiul omului, tu de la poarta cetății, uite cu băgare de seamă la legile Domnului, la orânduirile Domnului, la poruncile Domnului. Dacă mă uit la Dumnezeu și recunosc, de acum vreau să știu care-i dorința lui Dumnezeu, care sunt legile Lui, poruncile Lui, ce vrea El de la mine. Și mă uit cu băgare de seamă. Și unde le-om cunoaște noi astea? Noi voia lui Dumnezeu o găsim în Sfânta Scriptură, am aici Sfânta Scriptură. Am întrebat ieri pe niște oameni nepocăiți de la Micherec, dar acum întreb pe pocăiți de la Oradea. Ați citit ieri în Sfânta Scriptură? Da, la altă ieri. Noi voia lui Dumnezeu o găsim, spun, în Sfânta Scriptură, prin exersarea darurilor duhovnicești, Dumnezeu ne vorbește în cugetul nostru, Dumnezeu ne vorbește prin împrejurări, numai noi trebuie să fim cu băgare de seamă. Și Doamne ajută din aceasta. Și tot în chenarul ăsta, în raportarea noastră față de Dumnezeu, suveranitatea Lui, implicarea Lui în viața noastră, să cunoaștem voia Lui. Și Hagai 1 cu 5 spune, băgați de seamă la căile voastre. Ce-am făcut ieri? Ce-am făcut săptămâna trecută? Nu cumva ni s-au abătut pașii de pe calea Domnului? Ieremia spunea, uite-te măi în urmă, uite-te în vale, la urma pașilor tăi. Băgăm de seamă că Dumnezeu e suveranul, cunoaștem legile Lui și trăim pocăința. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și dacă suntem cu ochii în patru, am trecut la al doilea cadran. Raportarea noastră față de biserică acum. Și în Evrei, capitolul 13, versetul 7, spune, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la
sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credință. Eu asta am numit-o respect pentru rânduială bisericească. Că pocăința la Oradea nu a început cu voi, mai degrabă cu părinții voștri sau poate chiar cu bunicii voștri. Pocăința asta a început de la Ierusalim cu oamenii Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu. Eu am avut în adunarea noastră exemple demne, oameni care au mers în temnițele la Cernăuți, oameni, prezbiterul care a fost înaintea mea, condamnat la pușcărie în vremea lui Ceaușescu, când nu colabora cu securitatea, oameni care au suferit mult. Și m-am uitat la sfârșitul felurilor de viețuire. Au murit ca niște oameni al lui Dumnezeu. Au trăit frumos, au trăit demn și au murit și au fost chemați acasă ca și copiii lui Dumnezeu. Ei bine, oamenii ăștia înaintea mea au pus niște rânduieli. Au stabilit niște reguli de conviețuire în adunare. Mi-aduc aminte la noi, spuneau frații când s-au adunat, primii pocăiți erau o mână de oameni, nu știau cum să înceapă programele. Spune Pavel acolo, Roman 14:26, ce-i de făcut? Și a spus, hai să ne rugăm. Și adunarea noastră cu adunarea din Dumbrăveni erau frați puternici. O postit zile întregi, s-o plecat pe genunchi și prin prorocie i-a venit descrierea slujbei. Așa se face. Și noi o ținem aproape ca atunci, o ținem și acum. Și acum te mir că vine câte o fetișoară de 18 ani și că ea renunță, schimbă tot regula din adunare. Și vine câte un frate alaltă, el a venit de pe stadion și nu-i bunica în adunare, în rânduiala asta. Nu e așa, frață. Ne uităm cu băgare de seamă la cei care ne-au vestit cuvântul, care ne-au adus credința. Dacă au murit frumos, mă uit la sfârșitul felul lor și-i urmez pe dânșă. Să ne dea Domnul pocăința asta. Tot în aportarea noastră față de biserică scrie Ieremia, parcă 48:10, că e blestemat acela care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Bine ar fi prorocii să fie atenți când prorocesc. Și predicatorii când predică. Și recitatorii ce poezie recită. Și cântăreții ce cântare cântă. Că dacă facem cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, în loc să avem o răsplătire, avem o pedeapsă. Și cine vrea pedeapsă? În raportarea noastră față de biserică, cadranul ăsta al doilea, un al doilea ochi care ne sugerează atenția, îi respect pentru rânduiel, responsabilitate în slujire. Și am mai pus eu aici un verset, o întâmplare din Vechiul Testament, la cortul întâlnirii venea o grămadă de oameni, se rugau, unii mai mult, alții mai puțini, unii mai bogați, alții mai săraci. Dar era acolo un mare preot care urmărea, superviza tot ce se întâmplă în cortul întâlnirii. Asta e bun? Asta îmi place la el. Era foarte atent la enoriașii care veneau să se roage. Și observ el că o femeie se roagă cam mult, dar nu rostește cuvinte. Se uita cu băgare de seamă la modul în care nu m-aș mișca buzele, are o interpretare eronată, dar s-a rezolvat treaba. Când i-a spus, femeie, Luana, du-te acasă, ești băut, ce-i cu dumitale? Ea a spus, nu, domnul meu, nu, prea mult am mărăciune, mă face să mă rog așa. Dar eu la omul ăsta l-am respectat, că tare era atent. Se uita la fiecare cum se roagă și la balcon, nu, cortul n-avea balcon. Ne uităm noi acum la balcon, da? Ne uităm așa la fiecare și eu am spus sensibilitate la nevoile celuilalt. Când adunările noastre avem adunări mari și aici adunare mare, copiii își mișcă buzele și ei. Cine se uită la buzele lor cu băgare de seamă? Tinerii mișcă și ei buzele. Ar spune ceva. Cine e atent la ce spune? Prorocii la fel. Predicatorii la fel, săraci adunării la fel, ar spune și ei ceva. Avem așa o sensibilitate să ne uităm la cel de lângă noi, să-l ajutăm? Și nu o să poată acum face că cortul întâlnirii nu era cât adunarea asta. Domnul mi-a ajutat și am văzut cortul întâlnirii făcut acolo în mărime naturală. Nu era cât adunarea asta. Nu știu dacă fratele Nelu sau Radu sau ceilalți păstori chiar să poată să uite la fiecare cum se roagă.
Dar dacă vezi o soră amărâtă lângă tine, nu o vede păstorul, nu o știe comitetul, stai de vorbă cu ea, întreabă dacă poți să o ajut, spune o vorbă bună, mă rog pentru tine. Să fim sensibili la nevoile celorlalți. Asta lucrare trebuie făcută în adunare. Doamne ajută! Amin. În raportarea noastră față de Dumnezeu, suveranitatea Lui, voia Lui și viața noastră. În raportarea noastră față de biserică, respectăm rânduielile, slujim cu responsabilitate și suntem sensibili la nevoile celorlalți. Vrea cineva să facă așa de azi înainte să spună amin. Doamne ajută-ne! Am luat un al treilea domeniu, modul în care ne raportăm la lucrurile materiale, că avem familii, copii și dacă am stat, spunem că am salmistul, ar vrea să locuiesc toată viața în casa Domnului. Ar fi frumos dacă ne ieșim de aici ne foame, copiii ne cer bani din navetă, avem probleme. Cum ne raportăm noi la lucrurile materiale? Și am spus așa, pildă 6:6. E un îndemn pentru o categorie de oameni, nu pentru toți. Leneșule, du-te la furnică și uită-te cu băgare de seamă. Eu am predicat odată la o nuntă de aici, dar cineva mi-a spus că mirele bătrâniori, destul de bătrâniori, n-avea adunat nimic și nu prea face, place treaba. Era așa dolofan ca mine, dar eu muncesc, dar mi s-a spus că el nu muncește. Și a spus, măi băiete, noi suntem oameni de la țară, fă o experiență, chiar de azi, dar du-te mâine, că azi nu. Du-te și dă cu piciorul într-un moșuroi așa, și dacă ai să vezi o furnică că doarme așa de nează, cu mâinile sub cap, vii la mine, toată viața eu îți dau mâncare, promit. Eu încă n-am văzut 60 și ceva de ani, crescut la țară, am mai băgat și eu bățul moșuroi, vorba românul, n-am văzut furnici să doarme de amiază. Și acum... Înțeleptul trimite pe Leneș, uită-te cu băgare de seamă. Noi încurajăm munca, să știți. Noi încurajăm hărnicia. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Să ne dea, Domnul, înțelepciune și aici. Dar tot în raportarea noastră față de lucrurile materiale, am mai găsit un lucru care ne atrage atenția. În Luca, parcă 12:24, dar și 12:27, Domnul spunea, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Nu țes, nu torc, dar nici Solomon în slava lui nu a fost îmbrăcat ca unii din ei. Versetul 27, la păsările cerului, care nu ară, nu seamănă, n-au hambare. Asta am spus eu, hărnicie, multă, muncă multă, dar fără îngrijorare. Nu ne mai îngrijorăm, că Dumnezeu ne poartă de grijă. Frații mei, există acum, v-am mai spus, în ultima vreme și tot mai multe, tot mai multe duhuri de îngrijorare, stres, descurajare, depresie. Dar noi suntem botezați cu Duhul Sfânt, nu? Dumnezeu e Tatăl nostru. El are pentru ăștia din Oradea comori neîncepute. Are pâine să ne dea. Domnul să ne dea credință numai. Amin. Și tot în raportarea asta, în al treilea chenar, față de lucrurile materiale, vine un om cu minte, înțelept, care a muncit mult, a adunat mult, a fost tare de baci și spune în Eclesiastul 2:11 că după ce am făcut multe, 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 la urmă m-am uitat cu băgare de seamă și are o constatare. Tătă-i deșertăciune și goană după vânt. Dar nu pot să trec pe lângă versetul din Petru, care spune că va fi un cataclis cosmic, că cerul va trece cu trosnete mari, trupurile cerese vor topi din mare căldură și Oradea cu tot ce este pe ea va arde. Așa scrie în Biblie. Da? Eu așa trebuie să predic. Că vreau să dorm liniștit la noapte, nu pot să spun, oameni buni, o să trăiți veșnic aici, adunați-vă mult. Noi încurajăm munca, încurajăm hărnicia, dar spunem, fără îngrijorări și faceți o evaluare corectă a lucrurilor materiale. Acum cu tot felul de vești, de interpretări, de legi,
tot încerc să mă gândesc cum o să fie vremea când n-ai să poți vinde și n-ai să poți cumpăra. V-ați gândit așa, așa practic, facem un exercițiu de imaginație. Deci eu, nevastă și copiii, mă duc la deal, spun probânii, spune, nu ai acasă. Poate o săptămână, două, am să rog un vecin să iei. Dar dacă nu o să mai vrei, ce o să facem? Cu firmele, eu tot m-am gândit, mult mă gândesc, la firme, la viața noastră, la familie. Recent vorbeam cu un frate la cărui tânăr a terminat medicina, s-a dus la București, dea rezidențiatul și i-a spus, trebuie anumite condiții. Și a spus, pentru anumite încredințări religioase, credeți-mă că nu pot face asta. Și el spune, măi, fată, măi, uite, eu am legea pe masă, măi, ai pierdut ani de școală. Și mă întreba, frate Drauș, ce să fac? Ce să faci? N-avem voie să spunem ce nu trebuie. Cum o să fie? Faceți o evaluare realistă la lucrurile astea materiale? Muncim, repet, pe toți îi îndemn la hărnicie, să muncească mult, fără să ne îngrijorăm, și să facem o evaluare, într-o zi toate le lăsăm, frață. Spunea Pavel lui Timotei că dacă avem ce mânca și avem cu ce ne îmbrăca, socotim, că ne-i de ajuns. A făcut socoteala asta vreodată? Și aici să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Și trecem la al patrulea chenar, intrăm mai mult în viața de familie, în modul în care ne raportăm noi la partenerul de viață, că trăim mult în casă, în familie, nu? Și aici am găsit odată o femeie care avea 10 bănuți și a pierdut unul. Luca 15:8, da? Ce a făcut femeia asta când a pierdut bănuțul? O a prins lumina, o mătura casa și o căutat cu băgare de seamă bănuțul. Eu spuneam odată la niște tineri, măi, voi plecați cu multe binecuvântări. Frață se roagă pentru voi, o întins mâinile, oamenii lui Dumnezeu, voi ați trăit o viață frumoasă, plecați încărcați cu binecuvântări, poate vă dă Domnul azi 10 bănuți vouă, să-i aveți în viața de familie că vă trebuie. Dar dacă îi pierzi unul, ce faci? Am întâlnit soră care mi-a spus, frate Dragoș, eu nu mai am încredere în bărbatul meu, clar. Nu mai am încredere în el, o pierdut încrederea. Să pierzi încrederea în partenerul de viață, să nu mai crezi în nevasta ta, să n-ai încredere în bărbatul tău, ce de făcut? Hai să prindem lumina, că în familiile astea au apărut întunericul. Haide să măturăm casa, că din cauza mizerie se pierde bănuțul. Și hai să căutăm cu băgare de seamă binecuvântarea asta, să o găsim, că e necesară. Alți au pierdut afecțiunea, dragostea. Bisericii din Efesii se reproșa ce am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Mai suntem în dragostea din tâi? Mai facem faptele din tâi, frații mei, de la speranța? Ori ne-am pierdut-o? Păi dacă ne-am pierdut-o, aprindem lumina. Măturăm casa, dăm afară gunoiul din adunare, din casă, din familie, din viața noastră, îl dăm afară și găsim iarăși ce-am pierdut. Alți au pierdut direcția, nu mai au nicio țântă, trăiesc viața cu lehamite, așa, numai dă din mână. Nu de mult am fost într-o familie, chemat, bineînțeles, în care a apărut probleme și el spunea, mai bine aș muri acum aia. Și eu spun, băi, băiete, dar ai copii mici, băi, nu te însura ca să mori. A, copii, dacă sunt orfani, am grijit Domnul. Băi, de unde mai pocăința asta? Nu mai are niciun chef de viață că s-o certa cu nevasta. A doua zi s-o pupat, iar mi-a dat telefon că-s bine. Nu mai vrei să mori? Nu, azi nu mai mor. Numai ieri voia să mor. Măi, oameni buni, ce cu pocăința asta la noi? De unde avem pocăința asta? Și-o pierdut cheful de viață. Și câte pierderi nu sunt și la nivel de biserică. Și acum femeia asta a fost cu minte tare. A fost înțeleaptă, că e o din înțelepciune. O căutat cu băgare de seamă. Domnul să ne ajute și pe noi. Și tot la băgarea de seamă, eu m-am aplicat la familie, dar voi luați-o la biserică, că nu-i nuntă azi. Spune în Eclesiastul 7:13, uitați-vă cu băgare de seamă, cine poate să îndrepte ce-a făcut Dumnezeu strâmb? Am numit eu asta
tolerarea deficiențelor. Lucrăm, lucrăm. Eu sunt surat de peste 35 de ani și nevastă mea să uită spune, măi, predicatorule, mult am mai avut de lucru cu tine, măi. Și încă nu-i gata. Și eu recunosc că încă nu-i gata. Încă mai are de cioplit la mine. Nu există bărbatul perfect, nici femeia perfectă. Astea sunt povești, da? Bun. Noi ne corectăm, ne pocăim. Când am primit Duhul Sfânt, s-au schimbat multe lucruri în viața noastră. Totuși avem unele deficiențe, unele trăsături de caracter, de-am la 60 ceva de ani, greu, poate o moștenire genetică din asta așa mai încălcită. Ce facem? Coloseni 3:12, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă, dar Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unii. Cum vă iertați și Dumnezeu în Hristos? Și nu întreb acum, surorile, aveți pricini să vă plângeți? Nu ridicați mâna, că vedeți cine nu trebuie. Odată am predicat de calitățile partenerului, eram într-o adunare și vorbeam de Avram, care i-a spus lui Sara, să știu că ești o femeie frumoasă. Și i-am spus, toți bărbații care știu că au acasă o nevastă frumoasă, să ridice mâna sus. Și când i-au ridicat mâna, tăti surorile. Dar când am ieșit o soră, vine la mine, eu știu bine de acolo de la noi, spune, frate Dragoș, eu stam acolo după stâlp, n-ai văzut Vasile în eu? O ridica mâna? Măi, nu am văzut nici eu pe Vasile Amatare dacă o ridicat. Acum eu nu întreb cine are pricină să se plângă, nu ridicați mâna, dar știu că sunt. Și viceversa, și bărbați care au pricină să se plângă, tolerăm deficiență, nu divorțăm, nu îl chemăm pe fratele Radu, ne îngăduim unul pe alții și Dumnezeu să ne ajute. Și în al patrulea chenar, raportarea noastră chiar la viața de familie, mai am un verset. Era unul care voia să facă rânduială cu ceilalți. Și i s-a părut că cineva ar avea un gunoi în ochi, ar avea un pai. Și s-a dus să-l scoată. Și Domnul spunea în Matei, capitolul 7, versetul 3, fățarnicule, uită-te cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, după aceea scoate paiul din ochiul fratelui tău. Eu asta am spus, să recunoști propriile greșeli, propriile slăbiciuni. Noi vrem frații perfecți în adunare, surorile perfecte în adunare, partenerul de viață să fie perfect. Mi se pare că are ceva în ochi, mă duc și scot. Și tu ai dite mai bârna. Dar de ce nu te uiți cu băgare de seamă la tine? Eram la o căsătorie, am mai povestit eu asta, și s-a pus antreul. Și o femeie de la țară, cu mâini muncite așa, în antreul erau mai multe exponate. Surorile mănânc o bucățică, două, restul dau înapoi, farfuria plină. Dar femeia asta, flămând, o mâncă atât. Și eram acolo și bărbatul îi spune încet, așa discret, nu e obligatoriu să mănânci tot, că prins proporție. El avea 130 de kilograme, burta pisticurea mult, așa, și ea așa din înțeleaptă s-a uitat la el și a spus încet, uite la tine cum arăți. Și gata, o zâmbit amândoi și s-a împăcat. El vrea top model, dar uite și la tine cum ești. Eu vreau surorul în adunare, frață, să fie ideal, ideal, dar eu sunt așa. Și atunci eu întâi mă uit cu băgare de seamă la mine, la casa mea, la fetele mele, la nevasta mea, după aceea încep să mai pun restricții și pe adunare, dar întâi la mine și mă uit cu băgare de seamă. Închei predica. Să luăm seama, să umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Fiți cu ochii în patru. Odată, raportarea noastră față de Dumnezeu, față de biserică, față de lucrurile pământești și față de familie. Și în încheiere avea Daniel o vedenie. Ciudată, în mijlocul râului Ulai, a văzut un berbec. Ce berbec? Sta în mijlocul râului cu coarne, unul mai mare, unul mai mic, împunge atât. Și nici o fiară nu îi se putea împotrivi. Eu mă nimeni, sunt elefanți, băi, sunt hipopotami, sunt lei. Vineau la berbecul ăsta și pe toți îi împungea, eu dărâmat pe toți.
Nimeni nu îi putea împotrivi. Daniel 8:5, pe când mă uitam eu cu băgare de seamă la berbecul ăsta, a venit un țap, o cutreierat întâi trec pământul, o văzut berbecul. S-a repezit la el, l-a trântit, l-a călcat în picioare, nu i s-a putut împotrivi. Eu am spus, frații mei, ultima băgare de seamă, asta e încheiere, băgăm de seamă la evenimentele sociale. Că berbecul, că țapul, erau de fapt niște campanii militare, erau de fapt o foaie de istorie, că nu-l interesa pe Daniel țapul și berbecul. Dumnezeu îi prefigura istoria care va fi. Duhul Sfânt spune tot mai des, îi și convinge, dar e o părere personală. Vă spun că sunteți frații mei, că biserica Domnului va trece prin necaz și prigoană. Că noi vom da socoteală de credința noastră. Că la noi s-a închis adunarea, numai o duminică am avut-o închisă. Că știu că se transmite, da? Noi am avut rânduielile noastre din Bucovina. Dar greu ne-a fost și în duminica aceea. Și când ne-a spus, intrați 8 oameni în adunare și eu predicam și un băieț sta cu telefonul ca să mă filmeze, să transmitele la familie de acasă, nu mi-a plăcut. Dar dacă ușile astea se închid. Dar dacă biserica Domnului a început în privat, în casă și în locuri ascunse și se termină tot așa, suntem gata să plătim prețul? Suntem cu băgare de seamă la ce se întâmplă. Nu speriem pe nimeni. Încurajăm pe toți. Dumnezeu e cu noi. Amin. Doresc ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Plecând acasă pe calea asta mântuirii, să luăm bine seama, să umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin.